Roma vă așteaptă sus. Unde este casele? Coboare, dragă. Domnule, explică ce se întâmplă cu apa. Bun, ce se întâmplă cu apa? Explică la oameni. Așteptați un pic să vedem ce are de spus. Ascultă-mă. Răspunde la întrebarea mea. Să mă lăsați să vorbesc. Ce se întâmplă cu apa? Lasă-mă acolo. Lasă-mă acolo. Lasă-mă acolo. Lasă-mă vorbească. Lasă-mă vorbească. Doamnă, știți că eu lasă vorbească. Eu tot le-am scris, tot le-am făcut. Domnul director, cum să vină, doresc cumva să fac salariul cu Andrei Zeta, să fac investiții la afaceri. Ce salariu aveți, mă? 30 de milioane, știu eu. Știu eu, din surse sigure. Lasă salariul, poți să aibă... Și pești cu apa. Nu lasă cel mai important răspuns pe care l-așteaptă toată lumea este cum și când va fi apă în condiții normale la Târgu Neamț. Când? Nu, sunt mai mulți ani, pentru că Târgu Neamț a avut tot timpul probleme cu furnizarea. Sunt cei ce mai rău. Ascultați-mă un pic. Dar nu m-ați lăsat să vorbesc deloc. Păi nu mai putem, domnule, suntem disperați de viață. Dar cum vreți să rezolvați-o? Ce facem asta e o problemă colectivă. Nu, dacă noi discutăm. Dar n-ați venit să discutăm? N-ați venit să discutăm? Haideți, vă rog, să vă desemnați 5 oameni care pot să iară în urmă. Târgu Neamț, dacă puteți să mă lăsați 5 minute să vă povestesc, pentru că nu durează mai mult de 5 minute. Vă rog să aveți răbdare, pentru că eu vă înțeleg nemulțumirea și m-aș pune o secundă și în locul fiecare. A, dumneavoastră aveți apa. Da, am prieteni care nu au apă. Sunt în aceeași spație. Ascultați-mă un pic. Eu stau în Târgu Neamț, nu știu dacă. O secundă. Vreau să încep prin a spune că peste 90% din clienții Apaserv au apă în condiții grele. Dar au apă, apa curge, presiune redusă, dar este apă. Nu, 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 nu